Salutare, dragi prieteni, bine ați revenit în lumea metalelor prețioase, eu sunt Teddy și astăzi vom discuta despre cine se află în spatele cumpărării de argint și aur. Și să vedem despre ce este vorba în acest articol, încă nu l-am citit, este pentru prima dată, dar am apucat să mă uit prin el oarecum și pare destul de interesant. Și hai să vedem despre ce este vorba. Bun, metalele prețioase sunt din nou în centrul atenției în 2023, deoarece semnele de încetinire economică continuă să apară și provoacă neliniște în rândul investitorilor, sporind la rândul său activitatea refugiilor sigure. Datele de pe piața muncii din SUA de săptămâna aceasta arată că economia s-a înrăutățit, cu locurile de muncă deschise scăzând la un minim din 2 ani pentru luna februarie, în timp ce salariile din sectorul privat au crescut cu mai puțin decât se aștepta. Păi, da, la noi n-au crescut deloc, adică la noi cred că se și aștepta lumea și practic s-a și întâmplat, adică o predicție de 100%. Bun, o piață a muncii în scădere plus datele anterioare care dezvoltă o scădere a comenzilor din fabrică și încetinirea activității de producție, toate semnalează că economia SUA este mai aproape de o recesiune decât de o revenire. Temerile de escaladare a acestor probleme economice au contribuit la ceea ce ar putea fi o altă creștere majoră a aurului și argintului, garanția de acoperire pentru atunci când lucrurile merg la sud, adică când lucrurile merg în jos. Săptămâna aceasta, prețul aurului a crescut cu aproape 2% până la cel mai ridicat nivel din ultimii ani, la aproximativ 2022 de dolari uncia, la doar 50 de dolari față de cel mai ridicat nivel istoric. Argintul a călărit și în spatele acestui raliu, în creștere cu 3,7% pentru săptămână. Da, eu cred că o să treacă acest nivel istoric, cred că o să treacă de el, pentru că nu mai este mare diferență. Și cred că o să treacă. Nu știu dacă anul acesta, dar de fapt, ba da, că parcă azi era 2040. Am impresia. Ia să vedem, nu avem prețul aici. Life Spot Gold. Aolea, minus 42 de dolari, ia uite. Dar era, uite, a fost 2040. Vezi? Și la... Asta e rata dintre aur și argint, ia uite, 78,50. Da. Bun. Ce grafic avem aici? Gold inside of record high. A, viziunea, cum îi zice, asupra recordurilor aurului. 2020, deci nu e de mult. Graficul. Da, uite că a avut, practic, dacă te uiți, a avut tentative să ajungă la 2100. Și o să treacă de 2100. O să atingă 2100. Cred că anul ăsta o să atingă 2100. 2020. 2021. Și cred că o să treacă anul ăsta. La 2100. Mă gândesc, nu știu. Da, poate greșesc, că până la urmă și eu sunt un student al metalelor prețioase. Bun, adăugând un sprijin suplimentar pentru metale, decizia OPEC Plus de a reduce producția de petrol a alimentat narațiunea că vor fi necesare mai multe creșteri ale ratei dobânzii, ceea ce ar accelera o recesiune. Chiar și fără alte creșteri, lingourile ce ar menține atractivitatea, deoarece beneficiază de obicei de o politică monetară mai relaxată. Jeffrey Christian de la CPM Group, un renumit analist de mărfuri, consideră că cererea de aur va rămâne ridicată pe măsură ce economia mondială intră într-o recesiune, care este probabil să aibă loc în al patrulea trimestru al anului 2023 și cu siguranță până în anul viitor. Dar nu știu ce să zic cu recesiunea, dar vedem. În principiu au loc concedieri masive. A început și în alte sectoare, nu doar în IT. Spre exemplu, Amazon, da? A început să concedieze oameni. Bun, și aici avem cererea de investiții în aur, că rămâne ridicată.
Și este de-a lungul din 66. Nu? Sau ce vrea să reprezinte? Ba da, uite, 2020, că aici e 20. 2020. Da, uite, din 2002 până în 2011, 2012, zi 2012, că ar fi 2013 și 2014. A fost ridicată cererea și aici la fel, din 2020 a început să fie ridicată cererea de investiții. Bun, cel mai probabil recesiunea va lovi națiunile industrializate mai mult decât economiile emergente, similar cu 2007 și 2011, a menționat el, comparând fiascul bancar din SUA de luna trecută cu prăbușirea la Bear Stearns în 2008, numind-o poalele unei mai mari crize care va ajunge în 9 luni, motiv pentru care este probabil să vedem prețuri mai mari ale aurului în 2024 și 2025. Păi să știi că Ray Dalio a spus același lucru. Recesiunea va lovi națiunile industrializate cel mai sever și economiile emergente vor fi lovite, dar nu la fel de sever, adică vor fi mai puțin afectate. Din cauza faptului că economiile emergente, un cetățean de rând, se ajunge cu salariul încât să poată să pună și deoparte. Asta e și ideea. Nu e ca la noi în țară. Iei salariul și asta le-ai luat, mâine l-ai dat, știi? Și, dar practic așa a spus și Ray Dalio. Bun, busul de refugiu se va scurge. De asemenea, la argint, în ciuda faptului că cea mai mare parte a cererii de metal provine din activități industriale. În mod istoric, argintul a produs câștiguri de aproape 20% pe an în anii de creștere a inflației, a spus directorul general al ABC Bullion. Cea mai recentă creștere a prețurilor aurului și argintului servește ca un indiciu că comunitatea investițională se pregătește într-adevăr pentru ceea ce s-ar putea întâmpla în următoarele 12-18 luni. De fapt, cererea de aur, așa cum a prezis Oates, a declanșat deja spre a doua jumătate a anului 2022, aproape egal în recordul stabilit în 2011, potrivit datelor compilate de World Gold Council, adică Consiliul Mondial de Aur. Da, asta este o greșeală aici. Faptul că comunitatea investițională se pregătește pentru ceea ce s-ar putea întâmpla în următoarele 12-18 luni, de fapt nu e o greșeală. Greșeala care ar fi? Când va exploda prețul aurului și argintului, se va întâmpla peste noapte. Greșeala este că oamenii au impresia că vor să dureze 12 sau 18 luni. Înainte de 2008, de 2010. Înainte de 2010, ca o bancă să dea faliment, dura 3 ani. Acum, după cum bine ați văzut, durează 3 zile. Același lucru se întâmplă și cu boom-ul la metalele prețioase. O să fie peste noapte și când o să se întâmple, adică nu mai ai ce să faci. Scorurile sunt deja crescute, prețurile sunt deja ridicate și s-ar putea să nu ai suficienți bani să cumperi, știi? Chiar dacă este argint, atenție, chiar dacă este argint. Dar, na, o să vedem cât se va întâmpla. Bun, având în vedere acest lucru, aruncăm o privire asupra diferențelor jucătorilor care conduc cererea de metale sigure și asupra modurilor în care au contribuit la creșterea prețurilor. Băncile centrale, una dintre cele mai mari forțe motrice din spatele cererii în creșterea aurului, sunt băncile centrale globale care dețin metalul fizic, adică lingourile, ca parte a rezervelor lor monetare. Acest lucru se datorează faptului că aurul, ca și moneda, este un activ sigur, lichid și ar oferi beneficiul diversificării. Da, este un lucru important, diversificarea, dar eu ce am urmărit așa antreprenori de-a lungul timpului, de când am canalul de YouTube din 2016, nu mai știu cine a zis, este un lucru bun diversificarea, dar diversificarea o poți face doar de la o anumită vârstă sau de la. Trebuie să stai un anumit timp într-o anumită industrie
După ce ai prins vechime, în general, cam 10 ani, dacă stai într-o industrie, intri în altă industrie la fel, încă 10 ani, poți să diversifici în acele două industrie, pentru că le cunoști. Asta e și ideea cu diversificarea, îți trebuie experiență. Dacă nu ai experiență, va trebui, bineînțeles, să apelezi la cineva care are experiență. Și cineva care are experiență este o persoană care deja a pierdut bani pe acel traseu pe care se află. Dar nu la unul care are foarte mulți bani. Pentru că dacă te duci la unul care are foarte mulți bani, ăla probabil o să se folosească de banii tăi și o să zică, da, mă, asta e, împacă-te cu ideea, știi? În schimb, unul care a pierdut bani are experiență reală, știi? Foarte sigur că are experiență, știi? Bun, în ultimul deceniu, aceste instituții au acumulat aur pentru a-și îndeplini obligațiile financiare. Bloomberg a raportat că băncile centrale au cumpărat cel mai mult aur de când Statele Unite au abandonat standardul de aur în 1971, achizițiile totale stabilind un nou record de 50 de ani în 2022. Păi, Statele Unite ale Americii n-au vândut un singur gram de aur din 1980, am impresia, sau 81. Deci un singur gram de aur nu au vândut. Da? Central Bank Buying în 2022 was the highest on record. Cumpărăturile băncilor centrale în 2022 a fost cel mai înalt record. Și aici avem graficul. Bun, datele Consiliului Mondial al Aurului arată că achizițiile nete de metal galben de către băncile centrale anul trecut au crescut cu 1136 de tone, evaluate la aproximativ 70 de miliarde de dolari. Majoritatea achizițiilor au fost efectuate în a doua jumătate, care a înregistrat 862 de tone achiziționate. Cel mai important cumpărător de aur în 2022 a fost Banca Centrală din Turcia, urmată de Uzbekistan, India și Qatar. Aceste date, potrivit World Gold Council, subliniază o schimbare în atitudinea față de aur începând cu anii 1990 și 2000, când băncile centrale, în special cele din Europa de Vest, care dețin o mulțime de lingouri, vindeau sute de tone pe an. De la criza financiară din 2008-2009, băncile europene au încetat să vândă aur, iar un număr tot mai mare de economii emergente, precum Rusia, Turcia și India, devin acum cumpărători importanți. Și aici avem graficul cu structura pieții aurului, care este în schimbare. Oarecum aurul se transferă dintr-o parte a lumii către cealaltă parte a lumii, da? Pentru că ăștia care acumulează cât mai mult aur, practic cumpără din cealaltă parte a lumii. Bun, aceasta este o continuare a unei tendințe, a spus analistul VGC, Krishan Gopal. Puteți vedea acei șoferi contribuind la ceea ce s-a întâmplat anul trecut. Ai avut multă incertitudine și volatilitate pe frontul geopolitic și pe cel macroeconomic. Nici în 2023 nu există semne de încetinire. Datele recente ale VGC arată că băncile centrale au adăugat alte 125 de tone în primele 2 luni, cel mai puternic început de an, de când au devenit cumpărători neți în 2010. Țările cu cele mai mari achiziții în perioada ianuarie-februarie au fost Singapore, Turcia, China, Rusia și India. Da, pe asta tot încerc să vă scot în evidență. Faptul că, nu că băncile mari, dar faptul că cei mai mari bani din lume, adică în sensul că ei produc bani și totuși asta este calea pe care ei o aleg să cumpere aur. De asta și tot insist să cumpărați metale prețioase, da? Bine, în principiu argint este vremea de argint, nu este vremea de aur, dar este strict părerea mea, voi puteți să faceți ce vreți, că eu nu sunt un consultant financiar până la urmă și practic vă informați, știi? Dar eu, părerea mea, este vremea pentru argint și nu pentru aur. Deoarece argintul este mult mai volatil și o să întreacă aurul la, ca și cum îi zice, ca și investiție. Unul la mână și doi la mână, nu toată lumea își permite aur. Dacă nu toți avem salarii de 5.000 de lei, de 10.000 de lei, de sau ajutor din partea familiei, știi? Și vreau să mă adresez și persoanelor de rând. Asta e și ideea, să începem să devenim oarecum, să ne asumăm responsabilitatea față de investițiile noastre, față de educația noastră financiară, știi?
Păi dacă, pentru că dacă tu nu ți-o asumi, pe atunci să știi că nu o să vină nimeni să-și asume responsabilitatea ta. Adică, ți se pare că statul are vreo responsabilitate față de tine? Pe bune acum, de când am trecut cu Revoluția. Ți se pare că a avut vreo responsabilitate față de tine? Pe bune. Te întreb și eu așa, poți să-mi scrii în comentariu cât de mult ai ajutat statul, câți bani ai făcut, câți... Există un număr foarte mic de antreprenori care au reușit la noi în țară, fără ajutor din partea lui mami, lui tati, lui nașul, lui unchiul, lui nașa, mai știu eu ce, unul la mână. Și doi la mână, fără ajutor în sensul să dea șpagă. Da? Adică acei antreprenori care au reușit la noi în țară, fără ajutor, nici nu știu dacă există. Chiar nu știu dacă există. Sunt câțiva, dar... Sunt. Dar oamenii ăștia au muncit, știi? Și în principiu nu e așa de ușor să reușești la noi în țară, din păcate. Dar știi cum e, până nu te implici, nu o să știi încotro să te îndrepți. Și este foarte important să știi încotro te îndrepți într-o lume în care suntem invadați de informații de peste tot, de toate felurile, și fake și nefake și eronate și neeronate și greșite și negreșite. Și e foarte important să-ți alegi informația corectă care să te, cum zice, ghideze încotro vrei să te îndrepți, știi? Bun, comentând cele mai recente date VGC, a spus că se așteaptă ca achiziția netă de aur de la Banca Centrală să continue până în 2023, deoarece băncile de pe piețele emergente vor rămâne relativ subalocate aurului. Cumpărare cu amănuntul. Alăturându-se băncilor centrale globale, investitorii de retail au obținut metale fizice din îngrijorarea că inflația ar putea fi mai persistentă decât cred managerii de bani profesioniști potrivit World Gold Council. În comparație cu majoritatea mărfurilor, aurul și argintul sunt mult mai accesibile pentru investitorul mediu. Oricine poate cumpăra metalele, fie sub formă de lingouri sau monede, de la un dealer sau în unele cazuri de la o bancă sau de la brokeraj. Bine, și retail-ul, da? Magazin de retail. Anul trecut, cererea globală de lingouri și monede s-a îmbunătățit față de un total deja sănătos din 2021, câștigând cu 2% până la 1217 tone, arată datele World Gold Council. A doua jumătate a anului a fost deosebit de puternică, realizând două trimestre succesive de cerere în regiune de 340 de tone pentru prima dată din 2013. Nevoia de protecție a averii în mediul inflaționist global a rămas un motiv principal pentru achizițiile de investiții în aur, spune VGC. Bijuterii. O altă modalitate de a obține expunerea la metalul fizic este prin cumpărarea de bijuterii. O practică adânc înrădăcinată în multe culturi de secole. Cei mai mari cumpărători de bijuterii din aur au fost China și India, în timp ce achizițiile în ambele țări au încetinit în 2022 din cauza prețurilor mai mari a aurului și în cazul Chinei a blocajelor legate de COVID. Cererea globală de bijuterii a rămas rezistentă. Datele VGC arată că cererea totală anuală de bijuterii a înregistrat o scădere modestă de 3% la 2086 de tone, în ciuda faptului că China a cumpărat cu 102 tone mai puțin decât anul precedent. Da, și aici avem graficul cu consumatorii de bijuterii. Și aici se vede că a fost suprimat de la lockdown-uri. Bine, asta este pe 2022 și variază din cauza lockdown-urilor pe care le-au avut. Pentru că chinezii, în principiu, sunt consumatori mari de aur, în sensul că statul îi încurajează să cumpere aur. Deci statul, nu ca la noi, da? Bun, privind în perspectivă, World Gold Council se așteaptă ca cererea de bijuterii să valorifice un 2022 rezistent, determinat în principal de redeschiderea Chinei. Păi, tocmai că ei au avut lockdown-uri și au fost practic blocați în primul rând în casă și în al doilea rând au avut bani blocați, că în sensul că n-au mai putut să iasă la muncă, și banii pe care îi aveau trebuia să-i dea pe mâncare, da? Pe consumabile, pe utilități. Și îți dai seama, nu a fost o vreme de investit. Dar acum că au ieșit din lockdown, băieții o să înceapă să investească. Evident, întâi trebuie să-și revină cu banii, cu datoriile, dar o să contribuie enorm și China la
populația Chinei la cumpărarea de aur. Prognoza mediană a lui Bloomberg arată creșterea PIB-ului a Chinei în 2023 semnificativ mai mare, la 4,8%, ceea ce Consiliul consideră că ar trebui să însemne o îmbunătățire a cererii de bijuterii din aur. Între timp, cererea de bijuterii din argint, alternativă mult mai ieftină, a explodat. Potrivit Metal Focus, un record de 235 de milioane de unci de bijuterii din argint au fost achiziționate la nivel global în 2022, în creștere cu 29% față de anul precedent. E ceva cu 29%, vezi că e un procent destul de măricel. Da? Și cred că o să mai crească anul acesta. ETF-urile susținute cu aur și produsele similare reprezintă acum o parte semnificativă a pieței aurului. Investitorii instituționali și individual folosindu-se pentru a implementa multe dintre strategiile lor de investiții. Pe lângă diferența de preț, pare să existe și o atracție artistică tot mai mare pentru argint în rândul consumatorilor moderni. Unii clienți preferă culoarea, în timp ce alții sunt atrași de preț, a declarat directorul unui retailer de bijuterii fine și ceasuri pentru The New York Times. Argintul este un mod mai modern și mai modern de a purta bijuterii, în special pentru clienții mai tineri. Fonduri tranzacționate la bursă. Cei care doresc să evite necazul de a deține aur și argint fizic au de asemenea comoditatea de a cumpăra instrumente financiare care reproduce mișcarea prețurilor acestor metale, cele mai populare fiind fondurile tranzacționate la bursă, ETF-urile. Și aici avem graficul cu deținerile ETF-urilor. Bun, după 10 luni consecutive de ieșiri de capital, în favoarea unor alternative mai puternice în dolari și trezorerie, investitorii încep să se întoarcă la aceste produse în urma recentei crize bancare. Noile date VGC arată că ETF-urile globale susținute cu aur au înregistrat intrări de 1,9 miliarde de dolari, adică 32 de tone, luna trecută din cauza cererii sporite de refugiu sigur. Și stai să intre panica în acești investitori și să considere că ETF-urile nu mai sunt o investiție sigură, și să ne ferească Dumnezeu să intre pe piața metalelor prețioase fizice, că o să intre toți retailerii, toate magazinele în faliment, nu că în secunda 2, dar azi ai cumpărat, mâine s-a închis magazinul. De ce se închide? Asta este și o problemă care a ridicat-o Andy Shechtman. În ce sens? A spus omul că a avut o discuție cu un client foarte bine înstărit și l-a întrebat pe Andy: domne, te-ai gândit vreodată ce s-ar întâmpla dacă lumea ar realiza că metalele prețioase ar fi safe haven-ul suprem? Și Andy a zis: da, domne, m-am gândit, cam am idee, cam... Și ăsta i-a spus: bă, eu nu cred că te-ai gândit, gândește-te bine. Și Andy a zis: ia luminează-mă tu pe mine dacă tot știi mai bine. Și ce crezi că i-a zis omul? Dacă un manager al unei companii de fonduri sau o persoană cu posibilitățile lui Donald Trump, să nu fie Donald Trump, poate să fie altul. Dacă Donald Trump nu are nevoie, că omul are și el aur. Dar care sunt persoane care nu dețin metale prețioase, dar dețin capitalul lui Donald Trump, dețin capitalul lui Warren Buffett, da? Și nu sunt persoane care apar în Forbes, în revista Forbes. Și a zis: dacă unul te sună și vrea să-ți cumpere de câteva sute de milioane, eventual de 1 miliard, 2 miliarde, 3 miliarde, ce faci? Și ăsta a rămas un pic șocat, știi? Și a zis: băi, știi că ai dreptate? Chiar nu m-am gândit în sensul ăsta, pentru că eu tot mă chinui să cumpăr de zeci de milioane de dolari, dar nu m-am gândit că poate să vină o persoană și să cumpere de 1 miliard sau 2 miliarde. Și este adevărat, pentru că trăim în acea lume, adică este posibil să se întâmple chestia asta
ca o persoană de acel nivel să-și dea seama că metalele prețioase sunt un safe haven și poate să-i salveze averea sau o parte din avere, că poate omul diversifică, că dacă are bani să cumpere metale prețioase de 1 miliard 2, îți dai seama că omul are foarte mulți bani și cumpără doar așa niște firmituri din banii lui aruncă, spre exemplu, înțelegi? Dar l-a lovit șocul pe Andy Shagman și a zis că da, așa este, dacă o astfel de persoană ar veni să cumpere, astăzi dacă m-ar suna, eu mâine aș intra în faliment. De ce faliment? Că aici voiam să ajung. Pentru că el vinde toată marfa, tot ce are după stoc și de unde să mai cumpere? Că el ca să nu să aducă toată marfa înapoi. Dar să-i mai vină marfă, gândește-te că sunt acum întârzieri la metale prețioase pentru tine ca și persoană fizică. Dar pentru un retailer, dacă face comandă acum, când îi vine marfa, păi câte luni ține magazinul închis? Ai înțeles? Și practic, nu neapărat faliment, că odată ce vine marfa în câteva luni, dacă poate să ia atât de multă marfă, da? Contează și câtă marfă poate să ia, că dacă el sună și băi, zice, păi da, mă, dar știi, nu avem cum să-ți redăm inventarul și dacă vrei avem și noi, așa, nu știu, o tonă, două de argint și avem vreo, nu știu, 50 de kg de aur, dacă vrei să-ți trimitem, știi? Dar știi că ți ajung în jumătate de an sau la anul pe vremea asta. Adică omul trebuie să țină legătura cu toți clienții până atunci. El practic nu are niciun business de, cum îi zice, nu are nicio afacere de condus. Dar doar să țină legătura cu clienții, când vine marfa, să înceapă să dea telefoane, știi? Adică e un lucru posibil, asta spun. Că trebuie să fim atenți și la chestiile astea, pentru că sunt lucruri care se pot întâmpla. Și sunt lucruri posibile și trebuie să fim conștienți de ele, știi? Pentru că dacă nu ești conștient de ele, practic nu-ți dai seama ce o să te lovească. Și este important să știi dacă ne va lovi ceva, oarecum să avem niște măsuri de siguranță deja în mișcare puse, știi? Bun. Cu o recesiune din SUA încă pe cărți, riscul sistemic în creștere se adaugă la cazul aurului, a spus Consiliul Mondial al Aurului, adăugând că intrările din martie au fost cele mai mari din 2019. iShares Physical Gold ETC a condus drumul cu intrări de 1,1 miliarde de dolari, 18 tone în Europa. În timp ce SPDR Gold Shares, cel mai mare ETF din lume, a adăugat de asemenea 855 de milioane de dolari, 13 tone, pentru a conduce regiunea Americii de Nord. Până la sfârșitul lunii martie, activele totale gestionate ale ETF-urilor de aur global au atins cel mai mare din ultimele 8 luni, ajutate de aceste intrări și de creșterea prețului aurului, a spus VGC. De asemenea, ETF-urile susținute cu argint au înregistrat o creștere considerabilă a intrărilor. Cel mai mare fond, iShares Silver Trust, câștigând 1 miliard de dolari în AUM în luna martie, arată datele de schimb. Bun, deci cam asta a fost pentru azi, dragi prieteni. Abonați-vă din interes pentru viață de succes, vă pup și aveți grijă de voi!